Tu cum să vă zic, de aici este surprinzător de liniște într-o gașcă care în 5 minute pleacă la mare. Mai dai camera. Cum intră pandura, uite, ce camera. Camera apare prima. Ce pasă? Apare camera și problemă. Suntem Păi, aproape. unde e agitația de aici? Bă, ia jocul ăla, ia să-și ia toată lumea jocul ăla. Ce joc? Las de Ionel. Dar pe ce 24 locuri? Ia să Da. stăm împreună! Astăzi plecăm la Ne mare. facem coaliție. Cu nebunește. Joi? Ești în direct. Bună, am preluat vlogul de la Panduțu. Numai că eu cum nu fac vlog, și nici nu o să fac vreodată, tind să mă uit acolo la mine, păi nu să mă uit în de camere. Asta... Port ochelari. Știi? Și nu mai vede lumea cât uiți acolo. Ok, deci trebuie să purtăm ochelari. Dar nu, că capul meu tot încolo se duce. Jum. Mai mulți. Gata. Mi-am luat ochelari. Gata, ești perfect. Așa, dar acum nu mai văd nimica. De ce? Ne pregătim să plecăm la o șmecherie de gărgăuni în Costinești. Dar ne cimăm vama veche, că acolo ne place nouă să ne rupem căpățânile. Să ne pregătim să... Acum ne... fac cu asta. Ce faci cu aia? Vlogger inapt. Acolo alt vlogger inapt. Nu, eu cel mai inapt vlogger sunt eu, când cei mai puțin abonați. Nu. Eu am cei mai puțin abonați. Am un abonat pe YouTube. Dar ce drăguț este să filmezi așa. Mă luați și pe mine până la mama veche, că... Mă ne mai gândim. Băi, aia a rămas singură acolo. Unde a rămas singură, Bie? Deci aia a rămas singură în casă. Bie, nu o găsim pe Bie încă. Acolo e Irina. E Irina, mariposa. Mariposa. Nu mai recunoașteți că mai sunt albastră. Merge spre vamă! Pe Irina o puteți cunoaște ca fiind prietena lui Ares. Că în rest, cine e Irina? Ți-aș arăta eu ceva, da. Păi arătăm țuțele. Ce se face? Are și panduțul chef de viață acum. Nu. Am ne-ajută. Să pice ceva, are balta pește, ce dracu. Dar cred că e și morcum pe aici. Așa, și cum închid chestia asta? Astăzi am învățat o lecție foarte importantă pe care dorim să o împărtășim și cu voi. Stați aici să fiu și cu băieții mei de față. Dragi urmăritori, stimați conducători auto, în principal, niciodată, dar absolut niciodată, nu opriți la primul OMV de pe Autostrada Soarelui. Pierdeți jumătate de oră garantat, indiferent de, mă rog, poate de noapte e mai liber, dar ne așteptam ca în timpul săptămânii să fie mai smooth toată treaba, dar am stat cel puțin jumătate de oră aici. Și priviți cum s-a tuns. Da, am văzut, nou, băiat frumos, m-am tuns de două zile. De și două zile. Ai mai postat ceva decât te-ai tuns. Doamne și domnilor, am ajuns la vama veche. Aici și nu a fost plătit curentul, nu am încarc telefonul. Am scos și priza și ce ai făcut mai distrus? Început. Este Bianca. Da, pe zisă salat. Și Crăchila. Este Vlad, zis Kobe Bryant. Kobe Bryant. Nu merg pe este... Irina, zisă... Merge, priza și eu am foarte puțină baterie. Am urcat pe semnul ăla degeaba și n-am tipat și voi o poză. Și e Miruna. Și el e Radu. Hello. Nu e vama veche, e Costinești. Da, bate vântul. Frunza îndungă. Afișele milioane. Da, ne-am venit în Costinești momentan pentru că trebuie să lăsăm afișe pentru Gărgăunia de Națională numărul 3. Cum erau? Ce? O mare de gărgăuni. O mare de gărgăuni, da. Este un eveniment foarte fain, are loc joi.
Pentru cine este în Costinești sau pe la mare? Pentru și moare înainte de mine. Mergem în White Horse, acolo unde o să aibă loc evenimentul. Gata, popasul în Costinești. Mai venim. Când venim? Venim miercuri iar, nu? Da, miercuri la repetiții generale și tot felul de... Și împărțit flyere, da. Și bla bla bla. Că oamenii ăștia am zis că vin și eu la relaxare, nu știu ce, mă plimbă... La relaxare. Mă plimbă pe aici, să beau, să astea, Doamne ferește. Am venit să dorm în vama veche, să mă odihnesc. Da, să nu iei camera cu tine diseară, că... Nu? Nu luăm camera? No. Păi, dar n-am subiect. Păi știi ce, vrei să fie subiectul principal? Da! Gong pe undeva? Da, mâine e ziua lui Radu. Adică când vedeți vlogul ăsta e deja ziua lui, așa că să zice și voi la mulți ani. Deja a fost ziua lui. De... Nu, e, că mă apare, mă rog, înțelegeți. Cu provizii. Ei, așa, slăbuți. Provizii așa, pentru prima seară, pentru ziua lui, face el cinste, știți? Bă, băgăm și noi un micuț aici? Un mititel? Oficial sunt cel mai trist om care a venit la mare vreodată. Este deja, cât e ceas? 8 fără un sfert, am plecat la 10. Din București, 10 jumate din București. Am ajuns în Vama Veche și eu încă n-am ajuns la mare, efectiv. Pentru că ne-am întors din Costinești, am zis că dorm un pic, urmă mă apuc de editat vlogul și un pic ăla s-a transferat într-un pic mai mult și acum n-am terminat de editat, mă rog, abia m-am apucat să editez vlogul de ieri și probabil până termin să face noapte, dar, na, într-un fel e ok, că asta am venit oarecum pe relaxare, dar văd că tot am treabă, deci practic am venit degeaba la mare săptămâna asta. Da, cum ziceam, cred că am nevoie de pauză, dar mă țin în continuare pe treabă și facem să fie bine, cred. Atât, momentan, ne vedem probabil direct la distracție pe plajă. Gata, oficial a început petrecerea aici, ziua lui Radu, se știe, Cuba Libre, se știe. Ah, mamă, dar ai pus... Am pus, păi ne respectăm sau... E, mi-ai pus rom cu cola, nu cola cu rom. În seara asta bem ca mine. Da, cred că nu o să mai filmăm prea mult de aici încolo. Mulțumesc frumos. La mulți ani. Să ne vedem la mine. Ziua lui de băut cu capac. Da, cam asta a fost seara de ieri, n-am mai filmat nimic cu aparatul, acum ne dregem, dar vedeți în episodul de mâine, așa că aceste zi în fise ne vedem mâine. Nu știu la Vacobaie cum ajung. Nu, sigur, n-am certat.